Elevii intră în febra examenului de bacalaureat. Absolvenții de liceu susțin luni prima probă a examenului, proba orală la limba și literatura română. Absolvenții de liceu susțin luni 13 iunie prima probă din cadrul examenului maturității. Aceștia încep evaluările la competențele lingvistice în limba română. Un număr de 1810 de absolvenți din județul Sălaj sunt așteptați să susțină probele examenului de bacalaureat 2016, dintre care 1606 din seria curentă și 204 din serii anterioare, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Marcel Lucaciu. Rezultatele vor fi afișate în ziua de 12 iulie 2016, când vor fi înregistrate și eventualele contestații. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se vor afișa în data de 16 iulie 2016.